Am schimbat decorul un pic, ca să zic așa, am schimbat fundalul mai exact. Ne aflăm în cameră la Eric. Haideți să vorbim așa un pic și apoi vă explic despre ce este vorba. M-am apucat, ca toată lumea, cred, sau mă rog, majoritatea, de curățenia de primăvară. Și planurile sunt în felul următor. Am început în primul rând cu șifonierul lui Eric, pentru că era nevoie. Era dezastru. Dacă n-ați văzut clipul, vă las link în descriere, în cutiuța cu descrieri, către cel cu declutterul din șifonier. Am scos ceva hăinuțe care nu-i mai veneau bine. Și, bineînțeles, că a venit și rândul dormitorului, ca să zic așa. Trebuie să fac și pe aici un pic de declutter, facem un pic de reorganizare, ca să zic așa. Vreau să îi așez cărțile, să, mă rog, sunt vreo două jucării din acestea mai mari pe care vreau să le dau. Mă gândesc să, nu știu, să vorbesc poate la grădiniță dacă le vor, pentru în partea cealaltă la copiii mai mici. Dar da, planul pentru astăzi, asta este, facem ordine și curățenie la Eric în cameră, în dormitor. Ce face clipul acesta și mai special decât pur și simplu o curățenie, o organizare și un declutter într-o cameră de copil, este faptul că este o colaborare. Este o colaborare cu Sandra Nicolaescu, sau poate că voi o știți de când canalul ei era denumit Sandra Viața în UK. O urmăresc de ceva timp pe Sandra, încă dinainte de a deveni mămică. Da, este mămica unui băiețel de un pic mai mult de un... Da, hai să zicem, de un anișor, pe nume Fabian. Fabi, mai bine zis. Este un băiețel superb care, nu știu câtă lume i-a spus, dar este leit mămica lui. Este leit Sandra. Și bineînțeles că pe canalul Sandrei veți găsi vloguri de familie, de mămică, holuri de cumpărături, idei de cadouri, organizare, travel vloguri, tot ce vreți. Este un canal frumos, este un canal divers, este un loc în care poți să-ți petreci ceva timp fără să te plictisești. O să vă las link în descriere și către canalul Sandrei și sper din suflet să mergeți să vedeți și clipul ei, pentru că și ea va face curățenie astăzi în dormitor. Așa că dacă vreți să vedeți ce a făcut și ea, mergeți și la ea pe canal. Dar da, haideți că ne lungim cu vorba și lumina din UK nu este cea mai bună și trebuie să mă folosesc de lumina din cameră. Nu cred că mă voi folosi de vreo lumină artificială, de ring light, pentru că am nevoie de spațiu ca să mă mișc și nu cred că ar face decât să mă încurce ring light-ul. Așa că îmi cer scuze dacă nu este cea mai bună calitatea imaginii. Este din cauza luminii. Nu caut scuze. Dar am zis să-mi cer scuze dinainte ca să nu vă dezamăgesc. Dar da, ne apucăm de treabă și apoi vedem ce anume mai facem. Haideți să întorc camera și noi ne auzim pe un voiceover. Și haideți să vă arăt așa un pic cum arată înainte. Este dezastru pe aici pe jos. Erica împrăștia jucăriile, uitați ce se află în bucătărioara aceasta a lui. Aici s-a jucat ba cu carte de colorat, ba cu carioci, ba cu acea cutiuță de nisip. Scăunelul acesta este una din jucăriile pe care vreau să le donez. Acolo trebuie să facem un pic de organizare.
Acolo iar vreau să-i organizez, mi-am adus laptop acolo să-mi dau drumul la ceva, să un clip, ceva pe YouTube. Dar da, haideți să ne apucăm să strângem, în primul rând, nisipul de aici, ca să avem loc să ne mișcăm. Și vom începe, bineînțeles, prin a strânge jucăriile, în special nisipul acesta. Sincer, vă recomand acest fel de nisip. Se numește Kinetic Sand, așa îl găsiți pe internet sau în magazine. Noi l-am luat, cred că de la Smith Toys, dacă nu mă înșel, dar este foarte, foarte mișto de avut în casă. Este o jucărie foarte interesantă, Eric se joacă zilnic cu ea. Se găsesc diverse forme și este un fel, nu știu, este o combinație, ca să zic așa, nu știu cum să vi-l descriu. Nu este pur și simplu ca nisipul, să nu poți să-l strângi ca un praf. Este o combinație, nu știu, între nisip și plastilină. Zici că e nisip cu lipici, adică pur și simplu dacă îți cade pe covor sau așa, cu altă grămăjoară de nisip îl poți aduna. Avem și o mică pușcă aici, încercam să vă arăt, pentru că, da, strângem jucăriile și am zis să vă arăt așa o parte din ele, dar, na, acum nu o să vi le arăt pe toate, pentru că sunt destul de multe. Dar, da, cam asta trebuie să facem, nu? Înainte de a face o curățenie, trebuie să punem totul la loc. Cam asta este primul pas, deși, bineînțeles, că acea lădiță de nisip va fi dată de acolo ca să pot să dau cu aspiratorul și în locul acela, dar încerc să le pun așa cam unde ar fi fiecare. Probabil că, nu știu, toată lumea are un moment din an în care îi place mai mult sau mai puțin să facă o curățenie generală, un declutter mai amănunțit. În general, eu asociez astfel de perioade de curățenie cu anotimpul mai cald, odată cu sosirea primăverii, și asta probabil din cauză că este mai multă lumină, începem să avem soare, începe să fie vremea mai plăcută și, bineînțeles, că avem și noi mai mult chef de viață, de treabă, de nu știu, eu am altă poftă de viață, ca să zic așa, primăvara, vara. Mi se pare mult mai frumos să faci ceva, orice, nu neapărat curățenie, ci și, nu știu, și dacă vrei să te plimbi, să este altceva, este mai multă lumină, este mai plăcut afară, nu mai trebuie să te înfofolești. Dar da, eu asociez în primul rând cu primăvara, dar bineînțeles că playeric în jucării și în hăinuțe va trebui făcut cam la fiecare sezon, ca să zic așa, pentru că el este încă în creștere și atunci cel puțin în garderobă trebuie să eu revizuiez destul de des să vedem ce-i mai vine bine și ce nu. Dar spuneți-mi voi ce mai faceți. Voi cum vă place să faceți această curățenie? O faceți pe cameră? Faceți pe etape? Vreți să o faceți toată odată, într-o singură zi, într-o singură săptămână? Eu personal tind să o fac cât mai repede, dar dacă nu, prefer să aloc o zi sau două, depinde de cameră și de cât de mult declutter vreau să fac în acea încăpere, dar încerc să le fac pe rând. Astăzi fac o cameră, mâine cealaltă, pentru că în felul acesta nici nu mă, nu știu, nu mă aglomerez cu prea multe. Pot să-mi concentrez toată energia pe acea cameră și să mă asigur că iese așa cum îmi doresc. Și bineînțeles că o curățenie, am început, de exemplu, la Eric întâi cu șifonierul și a fost într-o altă etapă, pentru că nu aveam timp, efectiv, într-o singură zi să îi sortez și hainele, să-i fac o curățenie în șifonier, să vedem ce mai vine bine și ce nu, și să fac așa un pic de reamenajare, reorganizare în dormitorul lui. Dar da, cel puțin mie așa îmi place să, și mă bucur că atunci când termin o cameră, îmi dă o senzație așa foarte, nu știu, pare mai aerisită camera, pare totul mai nou, mai proaspăt, mai curat. La voi cum se desfășoară curățenia, haideți să-i zicem curățenia de primăvară, da? Căci despre asta este vorba în clipul acesta, pe lângă colaborarea cu Sandra, vorbim și despre o curățenie mai amănunțită, o curățenie de primăvară.
Dar da, nu, mie cel puțin așa îmi place, dar am bătut câmpii destul despre curățenie. O să vreau să vă arăt și câteva cumpărături. O să le vedeți cel mai probabil după ce termin curățenia, pentru că nu sunt foarte multe, dar am găsit niște chestii în TK Maxx care mie personal mi-au plăcut și mi s-au părut interesante. Și pentru că mi s-au părut interesante, am zis să le împărtășesc și cu voi. Pentru că, na, poate sunt persoane cărora le place magazinul TK Maxx la fel de mult cum îmi place și mie, sau poate produsele pe care o să vi le arăt astăzi vă plac și vouă, sau poate vreți să le încercați, poate nu le-ați încercat niciodată și așa mai departe. Dar da, tocmai de-aia împărtășesc cu voi în materie de cumpărături, pentru că uneori experimentez și eu lucruri noi și atunci pot să vă spun părerea mea, dacă îmi plac sau nu acele produse, și pot să vă fac curioși, de ce nu, să vedeți și voi, sau să le, dacă vreți să le încercați, dacă nu, pur și simplu, oricum, voi continua să împărtășesc cu voi, mai ales lucrurile care mie cel puțin mi se par foarte, foarte interesante. Și haideți să ne mai întoarcem un pic și la discuția asta legată de curățenie. Vor mai urma clipuri din acestea de curățenie și organizare, și asta pentru că, după cum v-am zis, vreau să iau fiecare cameră în parte. Livingul nu necesită foarte mare organizare, pentru că a fost făcută acolo în momentul în care am schimbat parchetul, în momentul în care am schimbat mobilierul acela, comoda aceea de TV cu un corp din acela Kallax de la IKEA, și atunci living-ul este gata. Probabil că o să mai urmeze o curățenie în birou, ca să zic așa. O să fie un clip în care o să facem o mică organizare la tot ce ține partea asta de birou, ca să zic așa, la agende, pixuri, o să vă fac așa un mic tur al colecției mele de pixuri, pentru că da, îmi plac pixurile, agende, o să organizăm un pic și locul unde îmi petrec o bună parte din timp, și anume la calculator, atunci când Eric fie doarme, fie este la grădi, pentru că trebuie să editez și nu numai. Dar da, deci mai urmează, stați aproape că mai urmează, și mă gândesc să fac ceva schimbări, poate și în baie. Aici, după cum vedeți, am strâns niște nisip din acela kinetic de pe bucătărioara lui, pentru că are o formă din aceea de biscuiți pentru nisipul acela kinetic, și îi place să pună nisip, să formeze practic acei biscuiți, și vine cu forma la acest aragaz sau deasupra la o ușiță care ar trebui teoretic să fie cuptorul cu microunde, și pur și simplu gătește acei biscuiți, și bineînțeles că atunci când deschide acel suport, acea formă de biscuiți, mai cade nisip și pe această bucătărioară, și asta este, trebuie să, odată la ceva timp, clar, găsesc nisip peste tot, cel puțin aici la bucătărioară, pentru că în dormitor, na, dăm cu aspiratorul și atunci nu prea există riscul să fie și pe jos. Dar da, haideți că vă las să urmăriți în continuare. Ne auzim imediat cu rezultatul final, iar apoi cu micile cumpărături pe care le-am făcut de această dată.
haideți să vă arăt și rezultatul final. I-am golit bucătăria, am șters praful, i-am așezat aceste jucării aici sus, i-am pus această cutiuță de lemn, este de fapt un bloc de lemn pe care scrie făină și acest cântar de lemn. I-am lăsat în continuare asta aici pentru că încă se mai joacă cu ea și atunci am zis să o las acolo. Apoi aici avem măsuța pe care i-am făcut un pic de ordine, am șters-o și pe asta de praf și i-am pus această cărticică cu amprente, fingerprint activities, i-am lăsat și alfabetul și numărătoarea acolo. Aici n-am făcut mare lucru, în colțul ăla sunt puzzle-uri, am păstrat în continuare acea lămpiță, acel proiector de stele, ca să zic așa. Îi place să doarmă cu lumina aceea aprinsă și schimbăm culoarea când și când. Globul acesta l-am lăsat aici. Asta este o carte pe care i-am cumpărat-o recent cu activități de matematică. Aici ne mai trebuie un cub din acesta de la Kallax. Păturica aia se mai joacă cu ea pe jos și atunci i-am lăsat-o undeva acolo. Tabla de la Ikea, pe care, după cum vedeți, o folosim, așa că n-avea rost să o iau de aici și nici n-am unde, de fapt aici trebuie să stea, nu că n-avea rost să o iau de aici. Nu știu cum să-i zic, track-ul acela de mașini cu care se joacă cu Florin. Și aici i-am așezat un pic așa niște cărți. Bineînțeles că mai are și la noi în cameră câteva și o să îi le aduc și pe alea și atunci o să fie un pic altfel, dar nu este problemă pentru că asta este camera pe care îl urmărim. Dar da, o să vă mai arăt în vloguri dacă e ceva și mai schimbăm cărțile sau decorul. Și bineînțeles am întins pătura pe pat. Înainte de a încheia filmarea aici în cameră la Eric, vroiam să vă arăt lustra aceea pe care o are de ceva timp din Dunelm, dar n-am apucat să vă arăt niciodată pentru că acum făcând curat la el în cameră și sunt cu lumina aprinsă foarte mult, vedeți că este fosforescentă și e foarte, foarte drăguță. Și cam așa se vede și proiectorul acela. Da, am zis să vă arăt să-l vedeți cum se vede și pe întuneric. Și bineînțeles acel grow egg este pentru temperatura din cameră. Nu neapărat că ne interesează pentru că centrala merge constant pe aceeași temperatură, dar l-am păstrat pentru că l-aveam de când era el mic. Am găsit în TK din nou un Lazy Susan, dacă nu mă înșel, o tavă din această rotativă. Nu m-am decis încă la ce o voi folosi. Mă gândesc că poate la produsele de make-up ceva sau la produse de skincare, de nu știu. Încă nu, oricum cert este că nu vreau pentru bucătărie momentan, pentru că pentru bucătărie mi-am rezolvat momentan dulapurile de condimente, ca să zic așa, și nu îmi trebuie momentan. Și oricum mai am una tot la fel ca cele pe care le-am folosit deja în bucătărie. Asta, sinceră să fiu, nu mai știu cât a fost, 3 lire, 49 dacă nu mă înșel. A avut prețul aici, dar s-a jucat Eric cu ea ieri și i-a dat prețul jos. Bineînțeles, am găsit într-un final acest spray de ulei de avocado de la Chosen Foods. Este într-adevăr 4 lire și jumătate, dar îmi ajunge, cred că 2 luni sau ceva de genul. Nu-l găsesc mereu în TK Maxx, ce este drept. Îl găsesc o dată la ceva timp. Ultima, nu știu, cred că acum vreun an, când am găsit 3 bucăți, le-am luat pe toate 3 și o bună perioadă de timp n-am mai cumpărat. Într-adevăr, sunt multe variante din acestea de ulei din acestea de gătit sub formă de spray, dar mie acesta îmi place cel mai mult. Apoi am găsit asta. Ei spun că este ceva pentru travel, pentru, nu știu. Eu mi-a plăcut modelul foarte mult și am luat acest mic portofel, ca să-i zic așa,
pe post de penar. Da, mai mult sau mai puțin, ca să zic așa, pentru că de cele mai multe ori când plec de la muncă mi-arunc pixul în geantă, ghiozdan sau ce am eu cu mine în ziua respectivă, iar apoi stau să-l caut și atunci m-am gândit că ar fi o variantă ok să-mi pun, de exemplu, aici un pix 2, să-mi pun, de exemplu, pot să-mi pun și rujul, chiar și pachetul de gumă și atunci le am pe toate într-un singur loc, știu că dacă îmi scot ăsta, scot pixul, scot și guma și așa mai departe, pentru că sunt genul de persoană care mănâncă gumă de mestecat zilnic. Și piesa de rezistență, ca să zic așa, acestui mic haul de la TK Maxx este acest matcha latte. Dacă nu știți ce este matcha, este practic praf din frunzele de ceai verde. Deci în loc să le folosim ca pliculețe sau ca infuzie, pur și simplu este un praf. Nu știu dacă reușesc să-l deschid. O să încerc să-l deschid apoi cu... Stați să scot o linguriță sau ceva. O să văd dacă reușesc să-l deschid. Hai, deschid, am reușit. Cam așa arată. Și după cum vedeți, vine și cu un scoop, cu o măsură. Într-adevăr, a fost destul de scump, 7,99 lire, dar în general matcha este destul de scumpă. Iar în felul acesta m-am gândit să incorporez și eu matcha în rutina mea zilnică. Și ieri am desfăcut deja, pentru că ieri am făcut aceste cumpărături din TK, l-am și desfăcut și mi-am făcut un matcha latte și vreau să vă spun că îmi place foarte, foarte mult. Bine, nu este asemenea unui latte normal sau unui cappuccino sau așa, are un pic gustul acela de ceai verde, așa că dacă nu vă place acest gust, va trebui să omiteți acest latte, dar mie îmi place și o să încerc pe cât posibil să înlocuiesc cafeina cu... pentru că ceaiul verde știți foarte bine că și el conține cafeină. Iar acum haideți să ne mutăm un pic la ceva cumpărături alimentare. Sunt un pic amestecate, ca să zic așa. Adică, aseară, v-am menționat mai devreme că aseară am fost un pic pe la cumpărături și am fost până în azi, da? De unde am găsit aceste cereale care, după cum vedeți, scrie pe ele că au 30% mai puțin zahăr de la Kellogg. Lui Eric îi plac foarte mult astea și mie îmi plac și întotdeauna cumpăram varianta normală, ca să zic așa, cea cu ciocolată, cu zahăr, cu așa mai departe, și pentru că am văzut-o pe aceasta am zis că de ce nu, dacă putem să reducem zahărul, deși nu consumăm în exces nici eu, nici Eric și nici Florin, dar cu cât putem să-l reducem mai mult, cu atât mai bine. Iar apoi am fost astăzi până în Morrisons, după ce l-am lăsat pe Eric la grădi, și mi-am luat și clotted cream, ca să facem combinația asta și cu gem. Am luat câteva ouă. De data aceasta am luat acest pachet de 10 ouă și sunt ouă albe. N-am mai luat foarte mult timp ouă albe. Câteva lămâi, pentru că nu mai am decât una. Și un alt articol care l-am văzut pentru prima dată în Morrisons, nu știu dacă este și în alte magazine, s-ar putea să fie pentru că este de la Pampers, este vorba despre aceste pachete de șervețele pentru mânuțe. Și am zis că astea sunt perfecte să le avem în mașină, pentru că atunci când luăm pe Eric de la grădii sau când mergem la cumpărături sau așa, sau dacă mergem, nu știu, în parc, în ceva, să le avem, să putem să îl ștergem pe mânuțe. Și am luat 3 pachete, a fost 85 de pii, dacă nu mă înșel ăsta, ceea ce nu este foarte mult și eu zic că sunt 40 de șervețele, deci ajung ceva. Dar da, cam astea sunt cumpărăturile de această dată. După cum v-am zis, mașina se aude aici în fundal, mai are jumătate de oră, iar apoi o să merg să întind și rufele, iar noi ne auzim puțin mai târziu, să vedem ce mai facem. Și cam acesta a fost filmulețul de astăzi. Cam asta a fost curățenia pe care am făcut-o. Nu, mami? Nu vrei să mai vorbim cu camera? Nu. Și acum ne pregătim de mami. Stop! Să mai vorbesc? Nu. Nu vrei să vorbesc cu ei? Nu. Te zilești tu, hai! Nu. Și am zis că dacă tot am făcut curat la el în cameră, să facem încheierea tot de aici la el din cameră. Și...
Am zis să fie și Erica aici de față. Și asta este cel mai bun moment când ne punem în pat. Mie mi-a plăcut să fac curat alături de voi. Sper că vă motivează și pe voi la ceva curățenie. Da, iubițele? Cânti? Nu cânti? Nu. Bine, mă. Bine, nu cânti. Noi aici de față și eu și Eric vă mulțumim tare, tare mult că ați trecut pe la noi. Sper din suflet că ați rămas până la final. Da. Dacă nu v-ați abonat deja, m-aș bucura tare mult să o faceți. Sincer, nu vă costă nimic, dar pe mine mă ajută foarte mult. Și dacă vreți să îl mai auziți și pe Eric cântând, abonați-vă. Gata? Hai să le zicem night-night. Night-night. Zic good night, sweet dreams. Good night. Noi vă spunem noapte bună. Vă mulțumim încă o dată că ați trecut pe la noi. Iar până data viitoare când ne vedem cu un nou filmuleț, pupici, pa, pa, vină miște pup. Pup. Pa. Pa. Hele, bye-bye. Bye-bye. Good night. Good night.